Punem din toată inima, slăvi să fie Domnul. Amen. Dragă biserică Elim, vă mulțumesc pentru primire. Mulțumesc fraților care deja de ieri mi-au arătat o bună dragoste frățească, ușă deschisă. Cred că am avut o bună părtășie, de fapt de alaltă ieri de când frații m-au luat de la aeroport și m-au primit și fratele Dorel m-a găzduit, Domnul să le răsplătească, să-i binecuvânteze și mă bucur de harul pe care îl avem să fim acum împreună în părtășie, în prezența Domnului Isus Hristos. Sunt Beni Bogdan, la origini sunt din Bihor, dar acum vin din satul mare, unde locuiesc de șase ani împreună cu familia, cu soția și cu fetița noastră. Acolo păstoresc biserica penticostală Adevăr și Lumină. De o vreme sunt implicat și în activitatea didactică la Institutul pentecostal din București și pe calea aceasta vă aduc salutări atât din partea bisericii pe care o păstoresc, cât și din partea Institutului pentecostal și în modul acesta am ajuns de această dată la dumneavoastră și mă bucur că în biserica dumneavoastră sunt frați și surori dornici să cunoască mai mult și mai bine cuvântul lui Dumnezeu și să fie mai folositori împărăției lui Dumnezeu. Deci, că și în dimineața aceasta, prin timpul acesta de părtășie, prin cuvântul pe care Domnul mi l a pus pe inimă, de asemenea, Domnul este Cel care ne va zidi și ne va întări. Și iar răspund, spun cu scopul de a fi mai folositori împărăției lui Dumnezeu. Amin. Vă mi să vă ridicați în picioare. Și doresc să citesc un cuvânt potrivit cu ziua aceasta de sărbătoare din 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. Că ce-am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cine a luat paharul și a zis, Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Băi, mi se vă invit să vă reașezați. În viața de credință, adesea ne găsim între tensiunea aceasta că, pe de o parte, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să supraveghem unii asupra altora. Să nu fim nepăsători de starea fratelui nostru, poate de întristarea feței lui sau de bucuria pe care o are. Deși constat adesea că știți, cuvântul Domnului ne îndeamnă plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Dar constat adesea că parcă aceste lucruri s-au inversat. Și uneori când cineva are un necaz, în loc să plângă comunitatea și frații și cei apropiați, parcă unii atunci în mintea lor încep să se gândească și așa cu o satisfacție ciudată, zic, lasă că acum e de Domnul. Și pe de altă parte se întâmplă situația aceea în care poate cineva se bucură și își exprimă o bucurie de un fel sau de altul, imediat se găsesc câțiva care îl acuză de anumite uh, mișmașuri, care îl invidiază poate pentru anumite lucruri. Însă aș vrea să vă chem din toată inima să înțelegem această poruncă a Domnului, că de aia ne adunăm la oaltă și de aia ne-a făcut Domnul frați și surori. Ca împreună să ne putem sprijini unii pe alții, ca atunci când un mădular suferă, toate mădularele să sufere împreună cu el, ca atunci când un mădular se bucură și este prețuit, toate mădularele să se bucure, Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Însă, pe de altă parte, este tensiunea aceasta dintre a supraveghea unii asupra altora și dintre a emite judecăți unii în dreptul altora. Și poate de multe ori în viața noastră ne-am așezat pe scaunul pe care nu trebuia să ne așezăm niciodată, pentru că nu este scaunul nostru, și anume scaunul de judecător. Spune cuvântul Domnului atât de direct și găsim lucrul acesta în Iacov, capitolul 4, cu versetul 11, Nu vă vorbiți de rău unii pe alții fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Și uitați-vă cât de direct spune cuvântul Domnului. Unul singur este dădătorul și judecătorul legii. Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Și vorbeam chiar despre lucrul acesta la cursul pe care l-am avut ieri de teologie morală și etică creștină, că oricare ar fi situațiile în viață și uneori sunt situații teribile cu care ne putem confrunta ca oameni, întotdeauna noi nu putem emite nici condamnarea, nici nu putem să emitem că cineva, să dăm mântuirea, nu putem noi să facem lucrurile acestea. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem, mai le spuneam ca și conducerea bisericii. Uneori trebuie să evaluezi o situație și să faci o judecată după Cuvântul lui Dumnezeu și să iei anumite măsuri. Însă Cuvântul vorbește aici despre acele situații în care ne punem noi pe scaunul lui Dumnezeu și zice cuvântul, întrebarea aceasta atât de directă, zice, dar tu cine ești? Cine ești tu de judeci pe fratele tău? Cine ești tu de te așezi pe scaunul de judecător, pe scaunul pe care se poate așeza numai Dumnezeu? Este scaunul care îi aparține lui Dumnezeu. Însă în dimineața aceasta, în mod special, aș vrea să mă refer la ultima parte a pasajului pe care l-am citit din 1 Corinteni, care spune în felul următor. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Adică iată că rămâne o judecată de făcut și toți suntem chemați să facem judecata aceasta. Există un scaun de judecată care ar trebui pus în fața oglinzii să ne vedem pe noi acolo să facem o evaluare și o judecată și iată că ar fi chiar un beneficiu extraordinar. Dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Omul care respectă legile de circulație, legile așa din societate, în general nu ajunge pe mâna judecătorului decât poate acuzat pe nedrept. Însă vedeți dumneavoastră și din punct de vedere spiritual, dacă ne-am judecat în lumina cuvântului lui Dumnezeu, că noi ne mai judecăm, dar ne judecăm după concepțiile noastre, după părerea pe care ne-am creat-o despre noi. Dar aș vrea să vă chem în această dimineață, din toată inima, să ne punem față în față cu cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem oare nu sunt lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le condamnă și totuși se găsesc în viața noastră? Oare nu sunt lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să le facem și noi trecem nepăsători pe lângă ele? Și întotdeauna am văzut lucrul acesta, oamenii care îi condamnă cel mai vehement pe alții, sunt oamenii care se condamnă cel mai puțin pe ei înșiși. Dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Pentru că dacă deja ne facem noi judecata după cuvântul lui Dumnezeu și facem o judecată dreaptă în dreptul căruia Dumnezeu pune girul, nu rămâne decât ca Dumnezeu să confirme judecata pe care noi ne-am făcut-o. Însă Dumnezeu intră la judecată fie atunci când noi nu ne judecăm pe noi înșine, fie atunci când noi ne facem o judecată, dar nu ne facem o judecată dreaptă. Și atunci, când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul. Ca să nu fim o odată cu lumea. Însă, frați și surori, așa mare beneficiu ar aduce în viața de credință dacă ne-am așezat din când în când pe scaunul acela de judecător și am pune propria noastră persoană și ființă acolo în față. Aș vrea în dimineața aceasta să vă chem și să înțelegem cuvântul acesta despre cina Domnului și judecata personală. Vedeți, pentru a emite o judecată, pe de-o parte, trebuie făcut o cercetare. Fie că vorbim de sfera juridică, atunci când judecătorul are de, prezentat o, de emis o judecată, mai întâi sunt oameni care fac cercetare, adună probe, apoi acele probe sunt evaluate. Și pe baza acelei evaluări, la un moment dat, judecătorul emite sentința. E bine, to sau poate din punct de vedere medical, nu? La un moment dat, ce ne facem? Analize, doctorii adică colegi informații, după ce colegi acele analize, există un specialist care le evaluează și uh, constată starea care uh, rezultă din acele analize și după ce se face acea evaluare, se emite o judecată, adică uh, se emite un tratament. Uh, ce se poate face pentru situația aceea? pentru eliminarea bolii aceea care chinuie. E bine, din punct de vedere spiritual, aș vrea să privim astăzi judecata personală din aceste trei perspective. Mai întâi din, din perspectiva cercetării personale, adică a analizei personale și a adunării probelor în ce privește viața noastră, apoi să ne punem uh, uh, mintea noastră și viața noastră uh, la evaluare. Să evaluăm aceste informații pe care le culegem despre noi pentru ca în cele din urmă să emitem judecata. Și haideți să începem cu prima parte și chiar cuvântul lui Dumnezeu spune: Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Adică o condiție a participării la cina lui Dumnezeu este cercetarea personală. Însă știți ce e foarte interesant în cuvântul acesta? Cuvântul nu spune fiecare să se cerceteze și așa să mănânce sau să nu mănânce din pâinea aceasta. De ce? Pentru că în mod normal, în viața unui credincios care trăiește în credință, în viața unui credincios care se cercetează într-un mod sincer, N-ar trebui să fie dintr-o dată aici, te, te analizezi la cine și dintr-o dată să găsești niște uh, lucruri colosale, păcătoase și teribile în viața ta, prin care să zici nu poți să vin la casa lui Dumnezeu, nu pot să stau la masa lui Dumnezeu. Pentru că de obicei noi deja înainte de a veni la casa lui Dumnezeu în viața de fiecare zi, cu siguranță ne cercetăm, cu siguranță Duhul lui Dumnezeu ne mai vorbește. Dar noi ne mai facem această cercetare și analiză ca să ne asigurăm că atunci când ne apropiem de Dumnezeu, nu ne apropiem cu lejeritate, nici cu superficialitate, ci ne apropiem printr-o cercetare și smerenie înaintea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, frați și surori, niciunul dintre noi care ne cercetăm, nu cred că putem zice în dimineața asta, Știți cum se întâmplă uneori, fraților, în săptămâna cinei Domnului să avem o viață imaculată, o trăire perfectă? Nu știu dacă reușiți lucrul ăsta, dar se întâmplă că de multe ori atunci vin mai multe ispite, atunci vin mai multe lupte. Niciunul dintre noi nu putem sta în dimineața aceasta zicând că avem o viață perfectă și imaculată. O, sigur, aceasta nu este imbold, înseamnă că poți veni oricum înaintea lui Dumnezeu. Dar înseamnă că venim înaintea lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, prin bunătatea lui Dumnezeu și prin îndurarea lui față de noi. Însă, pe de altă parte, Cuvântul spune fiecare să se cerceteze și așa să mănânce. Și repet, s-ar putea să nu putem sta la masa Domnului pentru că n-am rezolvat dinainte ce trebuia rezolvat. Într-o duminică a venit înainte de slujbă la mărturisire, la mine cineva și am mărturisit niște lucruri și a zis bine, am primit am dat anumite sfaturi, ne-am rugat și m-a întrebat zice, dar când voi putea lua cina Domnului prima dată? Păi zic astăzi îți pare rău de ceea ce ai făcut? da te pocăie din toată inima? da atunci înseamnă că Dumnezeu te ierta și astăzi te cheamă să iei viață din partea lui și să iei resurse din partea lui Dumnezeu. Acum, sigur, n-au fost niște lucruri în care mai trebuiau uh, rezolvate niște lucruri relaționale. Sau poate n-au fost niște lucruri în care a fost o trăire uh, de multă vreme într-un păcat, încât, sigur, uneori se impun mai multe lucruri. A fost o cădere într-o ispită. E bine, ce vreau să înțelegem în această dimineață este că cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă pe toți credincioși iată să ne apropiem de trupul și de sângele Domnului, dar nu fără cercetare. Și ce ar trebui să cercetăm în dimineața aceasta? Pe de o parte ar trebui să ne cercetăm credința noastră și spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă, nu recunoașteți că Isus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Și strâns legat de credință, un alt lucru pe care trebuie să le evaluăm în această dimineață, sunt faptele noastre. În Galateni, capitolul 6, cu versetul 4, spune cuvântul Domnului, fiecare să-și cerceteze fapta lui. Și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Dar, vedeți, fiecare să-și cerceteze fapta lui. Și am spus aceste două lucruri pentru că credința fără fapte este moartă. Întotdeauna credința pe care o avem se va vedea în faptele noastre. Un credincios care își permite să trăiască în lucruri ascunse. În compromisuri și în fapte de rușine. Este un credincios care, întâi de toate, și-a stricat credința lui în Dumnezeu, pentru că vreau să vă pun o întrebare. Cum poți trăi în lucruri ascunse dacă ai credința că Dumnezeu vede și cunoaște totul? Dacă ai credința că Dumnezeu este suveran, că nu poți să te duci nicăieri departe de fața Lui, că este și acolo în camera ta, că este și acolo când ești singur. Că este un Dumnezeu care nici nu ajunge cuvântul pe limbă și îl cunoaște întru totul, care pătrunde în adâncul ființei noastre și cunoaște gândurile și inima. Cum am putea să păstrăm în inima noastră lucruri ascunse și să trăim în fapte ascunse dacă avem o convingere puternică în suveranitatea lui Dumnezeu? N-am putea, nu-i așa? Însă dacă ne permitem lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu și să le păstrăm ascunse, înseamnă că, în primul rând, avem o problemă la nivelul credinței în Dumnezeu. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, fiecare să se cerceteze și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea, așa să mănânce din pâinea să bea din paharul acesta. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, și bez din paharul acesta fraților, în când ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului, zice voi, vestiți moartea Domnului. Adică ce trebuie să cercetăm este dacă prin viața noastră noi dovedim că am murit împreună cu Hristos. Dacă dovedim prin viața noastră că ne-am răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei, și acum trăim, dar nu mai trăim noi, ci Isus Hristos trăiește noi. Cercetarea pe care trebuie să ți-o faci în această dimineață este, și probele pe care trebuie să le adun la dosarul tău este dacă prin trăirea pe care o ai, prin vorbele pe care le rostești, prin atitudinea pe care o ai adesea, dovedești că ești într-adevăr un om în care se ascunde lumina lui Dumnezeu, în care trăiește Dumnezeu, în care rodește Duhul lui Dumnezeu, un credincios care mai mult decât atât trăiește în așteptarea revenirii Domnului Isus Hristos. Voi vestiți moartea Domnului, nu doar duminica aici la biserică. Vestiți moartea Domnului până va veni El. Oare vestim noi în lume, în jurul nostru, că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și acum trăim, dar nu mai trăim noi, ci trăiește El în noi? De aceea, frați și surori, aș vrea să vă chem din toată inima în dimineața aceasta, acum când stăm înaintea cuvântului Dumnezeu să ne așezăm pe scaunul de judecător, dar să ne oprim din a mai aduna probe pentru alții și să începem să adunăm probe la dosarul nostru. Să începem să fim onești cu viața noastră și să începem să scriem pe fila vieții noastre, în gândul nostru, în inima noastră, da, Doamne, am făcut și asta. Da, Doamne, și acolo am falimentat. Da, Doamne, asta s-a întâmplat. Nu mai ascunde acele fapte supreși, pentru că dacă le ascunzi, te vei întâlni într-o zi cu judecata lui Dumnezeu. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Pe de altă parte, trebuie să ne mai facem o cercetare relațională. Vedeți, chiar în contextul acesta al cinei Domnului, Spune cuvântul și se spunea deja aici în versetul 18 Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare între voi sunt dezbinări și sigur că în momentul în care biserica nu se mai adună pentru unitate, în momentul în care apar dezbinări care creează doar conflicte și tensiuni, în momentul acela ne adunăm să ne facem mai răi, nu mai buni, că întotdeauna venim cu arma să țintim pe altul. Venim și dezvoltăm un război în loc să dezvoltăm toți împreună un război cu diavolul, se creează război între frați. Dacă ne uităm la biserica aceasta din Corint, pe de o parte erau dezbinați cu privire la slujitori. Spune în capitolul 1 cu versetul 10. Vândem fraților pentru numele Domnului nostru Isus Hristos să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, ci să, fiți uniți în chip de săvârșit într-un gând și o simțire. Căci fraților am aflat despre voi de la Ecloie că între voi sunt certuri. Fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, zice altul. Se ridicau și ea mai duhovnicești care ziceau, eu sunt al Domnului Isus Hristos, că El e păstorul suprem, nu îmi trebuie mie păstor de ăsta pământesc. Acum, e adevărat pe de-o parte și, haideți să fim onești, și în biserica locală, și internațional vorbind, sunt anumiti slujitori care parcă ne ating așa mai ușor la inimă, pe care față de care avem parcă o anumită afinitate. Acum nu trebuie să ne ascundem, mai să fim onești. Totuși, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să-i prețuim pe toți, fiecare cu darul lui, fiecare cu chemarea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă în mod special să nu ne dezbinăm pe slujitor. O, câte ravagii s-au întâmplat și se întâmplă, mai ales în anii electorali, prin biserici. Când încep frații să lupte pe clanuri, pe preferințe, Domnul să ne păzească de lucrul acesta. Pe de altă parte, dezvinările din Biserica din Corinti erau atât de mari încât la un moment dat ajungeau frații din aceeași biserică să se lupte între ei în tribunal. Și în capitolul 6 spune Apostolul: Pavel, măi, oameni buni. Cum duceți voi lumina lui Dumnezeu mai departe când vă duceți amândoi acolo, membru din biserica cu tare amândoi? Oare n-aveți înțelepciunea să vă rezolvați lucrurile acestea între voi? Dar oare n-aveți un om înțelept între voi la care să vă duceți și să rezolvați aceste conflicte? Zic, iarăși, Domnul să ne păzească și de lucrul acesta. Pentru că în momentul acela ducem numele lui Dumnezeu în locuri în care n-ar trebui să-L ducem și să-L facem de ocare. ar trebui să-L ducem și să-L cinstim și să-L onorăm. Mai mult decât atât, erau dezbinări între ei pe încredințări. O, câte dăste de multe ori în biserică. Carnea rămasă de la jerve, unii aveau libertatea să mănânce, alții nu. Și atâtea încredințări pe care le putem avea fiecare dintre noi, și problema nu e să ai o încredințare. Problema este că nu înțelegem partea a doua. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. Pentru că în momentul în care vreau ca încredințarea mea să devină rânduială în biserică, tot să facă după încredințarea pe care eu o am, ba mai mult le punem uneori și pe seama descoperirilor lui Dumnezeu. Nu zic că Dumnezeu nu poate descoperi, dar ți o descoperi personalție, probabil pentru viața ta și pentru trăirea ta lucrul acela. De aceea, și în sensul acesta, vă chem din toată inima să nu mai dăm prilej diavolului și să ne tot, din, din păcate, de multe ori tulburările care apar și dezbinările apar pe lucruri minore. Pe o bucată de material, cum e cravata sau pe alte lucruri. De de mare a ajuns dezbinarea în Corint încât a ajuns să fie dezbinați și pe darurile duhovnicești. Au început să-și să promoveze fiecare darului și să nu mai țină cont de importanța darului fiecăruia dintre ei. De aceea în capitolele 12 la 14 vedem cum Apostolul Pavel nu vorbește împotriva darurilor duhovnicești, din potrivă vorbește despre importanța lor și spune căutați-le dar. Vorbește despre rânduiala care trebuie să fie în biserică în exercitarea darurilor duhovnicești. Despre întâietatea pe care trebuie să-și o dea unii altora, despre importanța fiecărui mădular, despre importanța fiecărui dar în parte și despre faptul că toți împreună, prin darul nostru, trebuie să contribuim la zidirea Bisericii lui Dumnezeu. Avem nevoie de fiecare mădular, avem nevoie de toate darurile din partea lui Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu să lucrăm împreună pentru zidirea Bisericii. Amin! Și mai mult decât atât, au avut și dezbinări teologice. Vedem capitolul 15 în care unii vorbeau nepotrivit despre înviere, spuneau că și venit învierea sau nu credeau că va fi o înviere a trupului acestuia și ziceau, putem să facem orice cu trupul acesta. Oricum ar fi, frați și surori, aș vrea în această dimineață să vă chem să ne cercetăm și relațional. Ba mai mult, există un lucru atât de interesant în Chiar în pasajul acesta despre cina Domnului, un lucru la care trebuie să ne cercetăm relațional este că prin atitudinea și viața noastră nu îi facem pe frații noștri de credință să se simtă disprețuiți. Spune în versetul 22 Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Adică s-a dezvoltat între ei o diferență atât de mare între cei înstăriți și cei mai puțin avuți. Încât la un moment dat emanciparea celor înstăriți a dus la disprețuirea celor care n-aveau atât de mult. Ce vreau să învățăm din cuvântul acesta este că oricât de mult am fi înzestrați într-o vreo privință sau alta din partea lui Dumnezeu, întotdeauna să ai grijă. Ca prin atitudinea ta și prin modul în care folosești înzestrările pe care ți le-a dat Dumnezeu să nu fie disprețuit fratele tău. Poți să ai cunoștințe extraordinare, dar dacă acele cunoștințe le folosești ca să-i faci pe alții să se simtă că ei nu știu nimic, e o problemă spirituală acolo. Mai vine câte un frate la mine câteodată, zice, frate, spunem concret versetul în care se vorbește despre cutare. Și poate pe moment nu-mi vine în minte, că știu și eu unele versete, poate mai oboseală, mai alte lucruri. Automat, frate, studiază mai mult cuvântul Domnului. Și da, el nu a vrut să mă, neapărat să mă sfătuiască ceva, când zicea poate direct versetul, dar au vrut să testeze și să-mi arată că el știe mai mult decât mine. Eu nu zic, pot fi cu siguranță. Poți să ajungi să ai o anumită poziție în societatea aceasta pe care să-ți o dea Dumnezeu, nu știu unde, în politică sau într-o anumită companie. Însă întotdeauna trebuie să ai grijă la atitudinea pe care o ai față de frații tăi, să nu cumva să îi faci să se simtă disprețuiți, că ei nu pot să ajungă la înălțimea ta. Poți să ajungi să ai mult pământește vorbind. Dar în momentul în care modul în care folosește aceste lucruri îi face pe frații tăi să se simtă că ei nu se ridică la înălțimea ta și să se simtă disprețuiți, în momentul acela avem o problemă cu Dumnezeu. Dădeam exemplul acesta și ieri la curs, așa, un exemplu cumva exagerat, dar nu chiar exagerat, că s-a și practic de multe ori. Deci încă un frate foarte înstărit și ar permite să aibă elicopter privat și să vină cu elicopterul la biserică. No, Să-i facem o parcare specială, el să vină cu elicopterul, toată lumea să vadă cum vine el cu elicopterul, cum coboară, cum Adică ce vrea să zică cuvântul lui Dumnezeu este oricine ai fi, oricât ai avea în orice privință pământească. Ai grijă la modul în care folosești aceste lucruri în raport cu frații tăi și nu cumva să dai prilej diavolului ca tu să te simți mult mai important decât ei și frații tăi să se simtă disprețuiți. Da, Dumnezeu ne-a binecuvântat pe toți, avem o anumită bunăstare, ne folosim de toate lucrurile, dar este important aspectul acesta să nu disprețuiți biserica lui Dumnezeu și să nu faceți de rușine pe cei care n-au la fel de mult. Acum, frați și surori, aș vrea să ne apropiem de a doua parte a cuvântului dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Și iată, prima parte a judecății implică cercetare. Acum, în timp ce eu am vorbit, dacă Dumnezeu ți-a luminat mintea și ți-ai deschis inima și ți-ai și poate ai început să notezi acolo lucruri în inima ta și în viața ta despre tine. Acum haidem să trecem la a doua parte a judecății, care este evaluarea. Adică haidem acum să luăm toate acele informații despre noi, despre credința noastră și despre viața noastră și să le evaluăm, că și aici uneori s-ar putea să avem probleme. Că știți, ne, ne cunoaștem fiecare dintre noi faptele, ne cunoaștem trăirea, ne cunoaștem gândurile, însă uneori problema este la evaluare. Și este o problemă la evaluare atunci când, pe de-o parte, evaluarea noastră este una fariseică. Adică atunci când ne uităm la noi și ne credem atât de buni în raport cu alții. Știți ce făceau farisei? Spune cuvântul că se credeau neprihăniți în ei înșiși și îi disprețuiau pe alții. Cum se ruga fariseul la templu? Doamne, îți mulțumesc că mai bine cuvântat, dar eu am dat zeciuială, eu am făcut asta, ca netrebnicul ăsta de vame și trădător de țară, vai de, el, o mai veni și aici la templu să se roage. Aproape că l-ar fi dat afară din templu de acolo. Așa s-a uitat la el. Și Domnul a pus o întrebare, care s-a coborât acasă neprihănit? acela care a coborât în el însuși și a zis atâta, ai milă de mine, păcătos. Care și-a făcut o evaluare sinceră și reală. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, oare ești cu adevărat ceea ce arăți altora? S-a uitat Domnul Iisus Hristos la farisei și le-a spus niște cuvinte pe care nu le-a spune niciodată unui om decât dacă Dumnezeu m-ar forța într-un fel sau altul și au zis morminte văruite. Adică oameni care în exterior arătați atât de frumos, care v-ați creat o imagine religioasă, impunătoare și extraordinară, dar zice Dumnezeu înăuntru vostru este plin de răutate, de invidie, de ură, de fapte, de rușine. Înăuntru vostru sunt atâtea lucruri care nu plac lui Dumnezeu. Aș vrea în dimineața aceasta, fraților, există uneori tendința asta că venim în casa lui Dumnezeu și a noastră a slujitorilor să părem înaintea dumneavoastră îngeri de lumină, să ne ajute Dumnezeu să fim pocăiți, să nu suntem nici noi perfecți. Să venim și să ne dăm impresii unde altora că am venit după o săptămână perfectă, o viață perfectă, că suntem imaculați. Însă cunoaște Dumnezeu ce e în inima noastră. Și aș vrea să depășim această provocare a imaginii înaintea altora și să avem sinceritatea înaintea lui Dumnezeu și să venim să zicem, Doamne, aceștia suntem. Pentru că, fraților, n-ar mai trebui să trimită Dumnezeu proroci în biserică cu scopul de a descoperi lucruri ascunse. N-ar mai trebui să trimită Dumnezeu la mine proroc să-mi zică nu mai cleveti cu limba ta. Pocăiește-te de lucru cu tare. Da, prorocii au rolul lor și ne rugăm ca Domnul să ridice oamenii a lui Dumnezeu pe care să-i folosească în sensul acesta. Dar ce vreau să zic este că într-o comunitate a sfinților n-ar mai fi nevoie ca Dumnezeu să ne descopere păcatul dacă deja noi ne-am cercetat și l-am evaluat. Însă dacă Dumnezeu mai trebuie să trimită prorocul să spună să te pocăiești de un lucru, iau ca pe un ultim avertisment când Dumnezeu l-a trimis pe Ieremia în poporul Israel să strige pe ulițele Ierusalimului și la poarta templului, Știți cum și-a început Ieremia prorociile? Mai întâi a văzut un cazan clocotin care venea din miază noapte. Adică deja judecata lui Dumnezeu era pe drum spre Ierusalim. Oare n-ar fi mai bine să ne evaluăm noi înșine și să fim sinceri? Pe de altă parte, frați și surori, atunci când ne evaluăm, am putea cădea și în plasa, hai să numesc așa, nevrednicismului. S-a dus Dumnezeu la Moise în pustiul acela unde el uh, păștea oile și s-a descoperit prin rugul acela aprins și a zis Moise, te chem să te duci să spăvești pe poporul meu din Egipt. La care Moise a zis, Doamne, uh, ai greșit persoana, eu cu oile, uh, alegeți pe altul. Și eu zis, Dumnezeu Moise, oare nu te trimit eu? Și eu zis, Doamne, ce să zic poporului? Cine mă trimite? Unul care mi-a vorbit din rugul aprins? O zic că am avut o închipuire. Și, Doamne, Tu mai știi ceva? Că mă duc în Egipt, ăștia au uh, autoritate, au uh, vrăjitori, au oameni puternici. Ce o să fac, Doamne, acolo? Și au zis Dumnezeu Moise, ia toiagul tău și aruncă-l jos. Și s-a prefăcut în șarpe, de fugea și Moise de el și la un moment dat eu zic, Dumnezeu apucă-l de coadă și lor ridicat și a făcut el și o zis Dumnezeu lui Moise, Moise, puneți mâna în sân și o pus -o în sân. Și o scos o bolnavă leproasă. Și o spune-o iarăși și o scos o vindecată. Și o zis Dumnezeu, oare nu sunt eu acela care am toată puterea? Dar la care Moise iară zice, Doamne, Tu vezi că-s Și ce m-am întrebat în momentul ăla? Dar de ce nu a făcut Dumnezeu semnul ăsta cu Moise să-l vindece de bălbăială? Oare nu putea? Sau știind Dumnezeu că vrea să-l folosească cu atâta putere, să se ducă înaintea împăratului, eu mă pun în situația lui Moise, Doamne, pe mine bălbăit, Tu vrei să mă trimiți la faraon? Și eu zis Dumnezeu, oare nu sunt eu acela care am făcut și gura omului și toate lucrurile și totuși Dumnezeu nu-l vindecă. Și atât de mult o șovăit Moise, că așa se și numește pasajul acela, al lui Moise, Exod 4, încât l a dat Dumnezeu, s a pe el. E bine, frate și soră, poate te uiți la tine în dimineața aceasta și Dumnezeu te tot cheamă să faci o lucrare, dar tu tot dai înapoi. Poate că ți-ai făcut o analiză sinceră ca Moise și zici, Doamne, eu sunt cioban, bâlbâit, sunt aici în pustiu, pribegez pe aici, am fugit departe de popor, am fugit departe de toate lucrurile și zici, Doamne, pe mine, Aș vrea să te îndemne în această dimineață să depășești această stare de nevrednicism. Adică da, este bine că te vezi nevrednic, dar dacă te cheamă Dumnezeu, pune-te în lucrarea lui Dumnezeu în ciuda slăbiciunilor tale. Da, oamenii folosiți de Dumnezeu cu putere, cel mai adesea au zis, Doamne, nu pe mine. Ieremia i-a zis lui Dumnezeu, Doamne, eu sunt un copil. Și atâția alții, Petru când o venit Domnul, a zis, Doamne pleacă de la mine că nu sunt vrednic de tine. E bine, da, când ne întâlnim cu Dumnezeu și cu chemarea Lui, de multe ori vine peste noi acel sentiment al nevredniciei, pentru că fraților, spre o de fariseism care la un moment dat zice, prin puterea mea am făcut eu aceste lucruri care se laudă și se mândrește, omul credincios cu adevărat înțelege că și faptul pe care l-a putut face și dăruirea pe care a făcut-o și slujirea lui și darul pe care l-a dat lui Dumnezeu, toate sunt harul lui Dumnezeu slăvit să vie Domnul. Pe de altă parte mergem și mai departe și am putea avea o analiză care se bazează prea mult pe încrederea noastră în sine. Dintr-o dată, în timp ce era acolo Domnul Iisus Hristos cu ucenicii, înainte de prinderea Domnului Iisus și de condamnarea Lui la moarte, Domnul Iisus zice un lucru. Adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Automat a început să se cotească pe acolo. Oare ce se întâmplă? Oare cine? Unul dintre ucenici sincer, a început să o uita la el și a zis, Doamne, oare nu cumva sunt eu? Știi ce înseamnă să te cercetezi? Dacă ne ducem cu gândul la cercetarea inițială, a te cerceta înseamnă să te întreb în dimineața asta, Doamne, oare nu cumva sunt eu un trădător de Hristos? Asta a fost cercetarea la început. Și a început unul după altul să zică, Doamne, oare nu cumva sunt eu? Și a ajuns și la Iuda, fariseu. Deja o făcut vânzarea și planul. Dar o întreba și el. Doamne, oare nu cumva sunt eu? Cu un glas și el plângător, cu un glas de cercetare, Doamne, oare nu cumva sunt eu? Și Domnul i-a zis, Tu ești, dute. Și după încă o vreme, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, adevărat vă spun că toți mă veți părăsi, toți veți fugi și mă veți lăsa singur. Încep să se uite unul la alții, bă, dar așa slabi suntem noi aici, bărbați, o să fugim toți și o să lăsăm singuri. Și am dat să ridică Petru și să uite, Doamne, chiar dacă toți ăștia pe care vezi aici, poate mai slab, mai noi în credință, mai imaturi, am mai văzut eu pe aici pe acolo, chiar dacă toți ăștia se leapă de, de tine și te părăsesc, eu niciodată. Eu sunt gata să mă duc cu tine și în temniță și la moarte! S-a uitat Domnul Iisus Hristos la el și a spus, Petre, adevărat te spun că în noaptea asta nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori, că nu mă cunoști. De aceea în dimineața asta, frate și soră, ce putem învăța din această situație este tu care stai în picioare, ia seama să nu cazi. Tu care ești tare astăzi și ai biruit lucruri multe, în dimineața aceasta smerește-te și mai mult și puneți ți încrederea în Dumnezeu, nu în puterea ta, nu în vechimea ta în pocăință, nu în darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Puneți ți încrederea în Dumnezeu și zi încă o dată, Doamne, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt să rămân tare și biruitor. Auzim în jurul nostru și vedem slujitorii care cad. Fraților, când auzim lucrul acesta, să nu ne uităm la noi, să zicem, oh, ei au fost slabi, ci să ne uităm la noi, să zicem, Doamne, pe noi ține-ne și nu ne lăsa să cădem. Vedem în jurul nostru familii care la un moment dat ajung în divorț, ajung, îi povestim, îi vorbim, am văzut noi cândva, am auzit ceva și ne uităm la noi și parcă avem impresia că nu, 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 nu ni se va întâmpla niciodată, te îndemn în numele Domnului și mai mult să te motiveze lucrul acesta să zidești altarul din casa ta, să te apropii de soția ta, de soțul tău, de familia ta și să-i cereți lui Dumnezeu putere să rămâneți uniți și biruitori. Vedem cum cad unii în păcate teribile, și se prăbușesc și zicem, Doamne, eu niciodată, în numele Domnului tendem te îndemn, smerește-te și zi Domnului, Doamne, dăm putere. Doamne, dăm putere. Tu care stai în picioare, ia seama să nu cazi și... Pe de altă parte, cum ar trebui să ne facem evaluarea aceasta, frați și surori? Vreau să îmbinăm aceste două principii pe care le spune Apostolul Pavel în Roman 12 cu 3. Spune fiecare, dintre, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se, decât se, cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine. Adică, da, frate și soră, nu fi doar omul acela care îți găsești scuze la implicarea ta pentru că te vezi prea nevrednic în toate. Pentru că nu te vezi capabil să faci nimic. Dar nici să nu te vezi la cel mai bun și că dacă n-ai fi tu, nu s-ar putea face nicio lucrare. Să n-ai o părere mai înaltă, ci simțiri cumpătate, potrivi cu măsura de credință pe care am împărțit o Dumnezeu fiecăruia. Și știți cum zice Apostolul Pavel despre el? În 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 10, spune Prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și Harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Pentru că am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine slăvit să fie Domnul. Fraților, asta înseamnă o evaluare corectă, realistă, cumpătată. Adică ne uităm la noi și vedem ce mare a fost harul lui Dumnezeu față de noi. Ne uităm la noi și identificăm, da, Dumnezeu mi o dat darul ăsta, mi-a dat capacitatea asta, mi-a dat resurse să pot fi folositor și ne uităm și vedem, da, am făcut faptele astea, am făcut lucrurile cu tare, dar nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. După ce veți face tot ce erați dator să faceți, să ziceți doar atâta, am făcut doar ce eram dator, slăvit să fie Domnul. De aceea aș vrea să te întreb astăzi, Oare evaluarea pe care ți-o faci, cum este? Probabil unii trebuie în dimineața aceasta să vă ridicați din această stare de nevredniciți prin care numai nu vă implicați pentru că nu vă vedeți voi capabil și vrednici de chemarea la care va chema Dumnezeu. Dar acum nu zic că avem uneori și provocarea asta, știți, unul care nu are voce vrea să conducă cântările. Acum trebuie să-și vadă fiecare și darul și locul în care cheamă Dumnezeu. Însă totuși sunt mulți care dau înapoi și stau de vorbă uneori ca băzumă, nu-i de mine, nu. Dacă te cheamă Dumnezeu, pune mâna pe plugul acela la care te cheamă Dumnezeu și fă lucrarea. Pe de altă parte, aș vrea să vă chem ca oricine am fi și oricât de mult am fi folosiți de Dumnezeu, să nu dăm prilej diavolului să ne mândrim în dimineața aceasta și să ne uităm la noi și să ne smerim înaintea Lui și să zicem, Doamne, nu mai harul Tău și dincolo de toate să birim orice stare de fariseism sau de ipocrizie. Și aș vrea acum să mai zic încă o dată, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați de Domnul, suntem pedepsiți de El ca să nu fim osândiți odată cu lumea. După ce te cercetezi și nu știu ce lucruri ai descoperit în dreptul tău, nu-i mai e nevoie uh, să vină procurorii după tine dacă te-ai evaluat singur. Să vină înaintea lui Dumnezeu în dimineața să zici, Doamne, nu mai e nevoie să trimiți prorocul să-mi zică pentru că, Doamne, aici sunt probele, mi le recunosc. Doamne, nu mai e nevoie îngerii tăi să vină să zică, Doamne, nu mai e nevoie diavolul ăla, acuzatorul, să vină să mă părască, pentru că ți le spun eu, ăsta sunt. După ce adun probele, fă o evaluare. Și în dimineața asta evaluarea ta să fie sinceră și aș vrea să ajungem acum la ultima parte care implică verdictul sau judecata. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, oare ce judecăți emiți în dreptul tău? Ce spui despre situația ta? Ce ar trebui să se întâmple cu situația ta după cuvântul lui Dumnezeu și cu viața ta după cuvântul lui Dumnezeu? Condamni? sau scuți păcatul din viața ta? Când te uiți la lucrurile care nu sunt după voia lui Dumnezeu, oare îți emiți condamnări în dimineața, spui, Doamne, merit o sânda pentru lucrurile astea sau în mintea ta încă te scuți și zici, da, dar vezi că, îmi spunea un tânăr la un moment dat, zice, când am plecat departe, de casă, de familie, de biserică, mi-am găsit scuze la tot felul de păcate și lucruri. Am citit într-o carte, zice el, și de teologie a lui uh, Spurgeon, că mai trăgea din trabu câteodată și mi-au venit și mie minte, măi, las, înseamnă că dacă ăla a scris și ceva teologie și o scris și lucruri bune și interesante, mai putem face lucrul ăsta. Am auzit, zice el, mi-a spus, zice că, că Luther, la reformatorul, la un moment dat, o lua și halba în mână și mai bea și mai scria și nu știu ce. Și am înțeles că atunci avem libertate. Și zice, atâtea scuze mi-am găsit să pot să fac diverse lucruri. Până când într-o zi, în miez de noapte, primesc un mesaj: Nu mai are rost să trăiesc. Viața asta nu mai are rost, Totuși, Pentru că diavolul îți va aduce multe scuze pentru păcatele și lucrurile ascunse. Iar la urmă, diavolul îți va spune că nu mai are rost să trăiești, că nu mai ai soluții la viața ta și la lucrurile acelea cu care te confrunți. Pentru că păcatele pe care le scuzi astăzi și nu le condamni și nu iei măsuri, sunt acele păcate care la un moment dat vor slăbi fundația vieții tale. Oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, este un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Dar oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, este un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoi la suflat vântul și au izbit în casa aceea. Și casa s-a prăbușit și prăbușirea aia a fost mare. Eu vreau să te mai întreb ceva în dimineața asta. Nu doar să condamni, dar îți îndreptățești păcatele sau ești îndreptățit de Hristos. Pentru că vedeți dumneavoastră, omul care înțelege jerfa lui Hristos și lucrarea lui Hristos, da, se condamnă pe sine și spune, Doamne, eu-s vrednic de moarte. Doamne, am păcătuit împotriva ta, dar totodată vine înaintea Domnului cu sinceritate și spune, ai milă de mine. Și în momentul acela înțelege cuvântul care spune, dacă se întâmplă să păcătuim, avem la Tatăl un mijlocitor care ne curățește de orice nelegire și sângele lui Isus ne aduce iertare, slăvit să fie numele Domnului. Însă știți care este problema când Dumnezeu intră cu judecată? Atunci când îmi păcatul, dar în loc să-l condamn, îl îndreptățesc. Adică da, am făcut asta, dar am avut motive. Da, m-am am, -am raportat așa la persoana cu tare, dar tu știi ce mi-au făcut ea înainte? Dragul meu, orice ți-ar fi făcut și orice ar fi spus, te îndemn, nu-ți îndreptăți păcatul înaintea lui Dumnezeu, ci lasă-te pe tine transformat și îndreptățit de Isus Hristos. Am mai mult cuvântul Domnului în Matei, capitolul 7, ne spune oare îi judeci și îi condamni pe alții sau te judești pe tine? Ce cum poți tu spune fratelui tău, frate, ai un pai acolo în ochiul tău când tu ai o bârnă mare în ochiul tău? Oare poți să-ți vezi bârna din ochiul tău? Oare poți să-ți analizezi viața ta? Da, frate și soră, că acum sunt și ăia care zic, dar cine ești tu să te bagi în viața mea să-mi zici că asta e problema mea? Da, Biblia nu zice să trecem nepăsător dacă vedem că un frate o ia razna, că cineva nu trăiește potrivit. Dar Biblia zice că primul pas când vrei să mergi să mustri pe cineva este să te uiți la propria persoană și ființă și să vezi oare, un, oare ți-ai rezolvat problema cu bârna? Și apoi zice, după ce îți rezolvi problema cu bârna ta, vei vedea deslușit să-l ajuți pe fratele tău. După ce scoți bârna din ochiul tău și vezi cât de greu iese de acolo și vezi cât de mare durere lasă și vezi cât de dificil este, cu atâta gingășie vei lucra la paiul fratelui tău și îl vei ajuta și vei arăta empatie, dragoste și îl vei ridica. Însă atunci când mergi peste fratele tău ca un tăvăluc, fără să ți de situația lui, chiar de căderea lui de situația în care a ajuns, și mai mult decât să-l ridici, îl condamni și parcă îl arunci în întuneric și în, într-o stare de deznădejde. Ascultă-mă, aceea nu-i lucrarea lui Dumnezeu. Aș vrea în dimineața aceasta să înțelegem că dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Oare ce spune Dumnezeu despre judecata din viața ta pe care ți-o faci propriei persoane? De câte ori n-ai judecat la alții lucruri pe care în dreptul tău le-ai tolerat? Sau le-ai judecat la alții unele, dar tu ai avut lacune și mai mari? Oare dacă Dumnezeu se uită la judecățile pe care ți le faci ție, poate să zică pe ăsta, nu-l mai judecă, deja s-a judecat el? Sau, se uită și vede cât de vehement îi judeci pe unul și pe altul, dar nu te oprește în dreptul tău. Știi ce învățăm în dimineața aceasta? Că dacă ne smerim înaintea lui Dumnezeu și a cuvântului său, celor smeriți, ele dă har. Chiar și atunci când auzi judecata lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, dacă ai făcut lucruri teribile, dar te pocăiești, la un moment dat l-a trimis Dumnezeu pe Ilie la Ahab, după ce Ahab a văzut multe lucrări din partea Domnului, numai nu s-o pocăit și a zis în felul următor, Ahab, pieirea ți aproape, tu și tot neamul tău și casa ta și nevastă ta o să o lingă câinii, sângele ei o să, și o să fie teribil, zice judecata lui Dumnezeu cu tine și cu viața ta. Și Ahab s-a dus acasă și-a cugetat și-a luat un sac și s-a pocăit în sac și cenușă Știți ce a făcut Dumnezeu? S-a dus la Elie și a zis, Elie, l-ai văzut? Pă? ai văzut ce a făcut Ahab? Și a zis, pentru că Ahab s-a smerit. Nu voi aduce judecata în timpul vieții lui. Ce vreau să spun, oricine ai fi în dimineața aceasta, poate ai făcut lucruri teribile, grave, poate te-ai adâncit tare, dacă te smerești în dimineața aceasta, există un ochi care vede. Dacă te smerești și te recunoști și vrei din toată inima să te pocăiești și să te ridici, există unul care din vasul sfărmat al vieții tale poate să facă iar un vas de cinste. Însă, dragă biserică, să ne dea și nouă Dumnezeu înțelepciunea, să nu fim frații mai mari ai Fiului Risipitor. Știți că pilda Fiului Risipitor nu a fost spusă pentru Fiul Risipitor? Pilda Fiului Risipitor a fost spusă pentru fratele mai mare. Pentru că dacă ne uităm în Luca 15, la, capi la începutul capitolului, Hristos a spus trei pilde. Pentru farisei care se încredeau în ei înșiși că neprihăniți și disprețuiau pe alții și vorbeau împotriva Domnului Isus Hristos că se ducea și stătea la masă cu vame și cu oamenii stricați și că le propovăduia Evanghelia. Și Domnul pentru el a spus, a spus pilda, pentru că fratele cel mai mare a fost fratele religios. Ăla care când au văzut că a venit prăpăditul de frate său, care s-au des, destrăbălat, care au stricat averea cu femeile desfrânate, care au făcut lucruri teribile. Nici nu au vrut să intre la sărbătoare. A venit tatăl la el și a zis, „Vino și tu să ne bucurăm și să ne veselim. Dragă biserică, aș vrea să vă chem din toată inima să avem atitudinea tatălui, nu a fratelui mai mare. Mi-a spus cineva la un moment dat, ce frate Beni, și mi-a zis viața lui, era cunoscută, publică. Zice, mi-e greu uneori să intru în biserică pentru că știu cum se uită unii, și ce spun alții despre mine. Am fost în școlă, greu a venit un frate să dea mâna cu mine și să-mi zică, bine ai venit în casa lui Dumnezeu. O, oh, oare n-ar fi o bucurie? Noi citim de multe ori, dar cum credeți că îi aduce Dumnezeu pe fii de prinși, de război înapoi? Oare n-ar fi o bucurie să-i aducă Dumnezeu pe aceia care s-au dus departe? Pe aceia care sunt acum acolo, da, la porci, acolo în destrăbălare. O, oh, dar lucreze harul lui Dumnezeu la inima lor și să-i ridice. Ei bine, ce înțelegem în această dimineață este că și dacă ai fi, dragul meu, poate încă nu te-ai întors la Dumnezeu, poate încă n-ai luat hotărârea legământului. Și dacă ai fi ca acela de pe cruce, ce mult îmi place imaginea aceasta, la un moment dat, fariseii și mari preoți acolo jos ziceau, la moarte, ești un păcătos, un ticălos. Și erau doi tâlhari, unul la dreapta, unul la stânga și unul dintre ei a intrat în duhul celor din, de lângă crucea lui Isus și a zis, da, zice, dacă ești fiul lui Dumnezeu, dă-te jos, dă-ne dă și pe noi jos, dacă ești tu fiul lui Dumnezeu. Dar celălalt s-a uitat la el și a zis, auzi, pentru noi este drept că suntem astăzi aici, dar el n-a făcut niciun rău. Și s-a uitat la Iisus Hristos și a zis, adu-ți aminte și de mine, când vei veni în împărăția ta, și la tâlharul acel, acolo pe cruce, în câteva secunde, Domnul Iisus Hristos i-a spus, adevărat, adevărat îți spun, că astăzi vei fi cu mine în rai. Știți ce vedem în cuvântul lui Dumnezeu? Că oamenii care se smeresc, primesc har. Oamenii care se pocăiesc și se întorc la Dumnezeu, primesc har. S-au dus... Prorocul Iona a în cetatea Ninive și o strigat încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Când a auzit împăratul cu tot poporul, cu animale, cu tot, s-o smeri și s-o și Dumnezeu și o schimba decizia pentru că a văzut smerenia lor și pocăința lor înaintea lui Dumnezeu. Poate ești aici unul în această dimineață și simți că judecata lui Dumnezeu a venit spre tine și simți că cuvântul lui Dumnezeu te condamnă. Ascultă-mă, ochiul lui Dumnezeu este mai milostiv decât orice ochi și mai îndurător, dar pentru ca să ai parte de mila lui te îndemn în dimineața asta, smerește-te înaintea lui Dumnezeu, pocăiește-te înaintea lui Dumnezeu. Însă pe de altă parte... La un moment dat o trimis Dumnezeu pe un proroc la un om al lui Dumnezeu cu un dosar. Și eu zis așa, împărate, am un dosar greu, o cauză grea, numai tu ca împărat poți să o rezolvi, auzi? Într-o cetate era un om bogat, o venit la el un musafir, măi, dar nu tăia din oile lui și avea turme de oi. S-a dus la săracul ăla și-o lua oaia lui și-o tăiat-o și-o făcut mâncare pe ea. Zice, împărate, ce zici tu despre lucrul ăsta? Nu știu David că dosarul lui. Dacă ai ști că e dosarul tău acolo în față, cum nu te-ai grăbit să mai judești cum ai făcut-o de multe ori cu alții? Cum nu te-ai grăbit să zici, o, ai vrenic de moarte? S-o sări David de pe scaunul lui împărătesc și-o început și-o zis, auzi, omul care a făcut lucrul acesta este vrenic de moarte și cel puțin de un an de zile David trăia în moralitate și într-o stare care nu era după voia lui Dumnezeu. Deja ei se născuse copilașul și stătea pe tron și făcea dreptate și spunea legile lui Dumnezeu. Dar în momentul următor s-a uitat la el prorocul Domnului și a spus, David, tu ești omul acesta. Nu mai sărit la fel, s-a smerit, s-a plecat și a zis, ai milă de mine să nu mor și o să tu nu vei muri, că te-ai smerit, dar fiul care ți s-a născut va muri. Și-a putut David să postească și să se roage săptămâni întregi. O veni judecăți teribile peste viața lui. E bine, dacă îți spune Dumnezeu și ție în față dosarul și dosarul tău, dar n-ai ști că este, de câte ori nu te grăbești să jude și să spui. Aș vrea în dimineața asta fiecare dintre noi să luăm dosarul nostru, să luăm viața noastră, să luăm inima noastră și fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta. De multe ori te-a uitat la alții din sală și ai zis, ăștia nu-ți vrei să mănânce, să stau eu cu masă, la masă cu ei. Așa mi-a zis cineva, eu plec din biserica asta, aici nu e ce trebuie, nu. S-au văzut pe el așa, mult mai spiritual decât noi toți și s a dus în altă parte, s-au văzut unde s a dus. E bine, aș vrea în dimineața asta să, în primul rând, să ne cercetăm pe noi înșine. În al doilea rând, să avem înțelepciunea să ne evaluăm corect cine suntem și ce am făcut. Și în al treilea rând, dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Oare înseamnă asta că nu vom mai sta înaintea scaunului Dumnezeu? Ba, vom sta! Dar omul care se judecă singur, dacă Dumnezeu încuvințează judecata lui Dumnezeu, nu-l va mai judeca pentru că va zice, tu ai trăit după cuvântul meu! Tu ai știut să te cobori, să te smerezi, să te condamni pe tine. Ai știut să îmi judecăți drepte și atunci omul acela va primi har pentru că spune cuvântul în felul următor. Judecata este fără milă pentru omul care n-a avut milă. Dar mila, e judecata, aleluia. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea din toată inima, în urma cuvântului, să vândem prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne cercetăm în dimineața aceasta. Aș vrea din toată inima, ți-o pus Dumnezeu multe dosare în față de multe ori. Nu știu cu ce ochi le-ai judecat, dar ascultă-mă, vine vremea în care Dumnezeu se uită și la dosarul tău și la dosarul meu. Vine vremea în care Dumnezeu se uită și la viața noastră. Dar în dimineața asta cuvântul îți dă har și spune dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dacă în dimineața asta știi să te zmerești și să spui Doamne, ai milă de mine. Dacă în dimineața asta știi să te condam pe tine, dar totodată te îndemn în numele Domnului, nu fără nădejde. Da, fraților, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatălui Mijlocitor. Să vă spun adevărul. De când m-am botezat, am mai greșit. Dar am avut la Tatălui Mijlocitor. De când am devenit păstor, am mai greșit. De ce vă spun astea? Nu suntem îngeri, nu suntem perfecți niciunul dintre noi. Da, nu tolerăm lucruri ascunse și lucruri dar vreau să te îndemn în dimineața și să spun că este unul care dă har. Este unul care te poate ridica, care te poate reabilita. Dar fi onest cu judecata în dreptul tău, judecă-te singur și nu mai trebuie să vină judecata lui Dumnezeu. Ar vrea să ne cercetăm, să ne rugăm și să înțelegem cuvântul care spune fiecare să se cerceteze și așa să mănânce și în dimineața aceasta viață de sus să curgă noi. În dimineața asta iertare de sus să curgă peste inima noastră. În dimineața asta puterea sângelui lui Isus Hristos să aducă eliberare, viață și biruință. În dimineața aceasta Domnul Dumnezeu să ne ridice, să ne întărească, să ne facă tari, neclintiți în vremea aceasta atât de tulbure, cu atâtea lupte, cu atâtea zbucium, cu atâtea atacuri din partea vrășmașului. O biserică Elim să rămână o biserică unită. Familia ta să rămână în picioare. Tineretul bisericii să rămână biruitor. Slujitorii și păstorii bisericii să fie plini de Duhul Domnului și biruitor. Și biserica întreagă să fie biruitoare și cum spune cuvântul Dumnezeu să zdrobească pe satana sub picioarele noastre. Haideți să intrăm în rugăciune, ne smerim, ne pocăim și îndurarea Domnului să fie peste noi și biruit Sfința Domnului în viața noastră. Amin.